pentru că se tot vorbește când se realizează câte ceva în cadrul bisericii, de ce se face. Când nu se realizează, e bine să ne spună de ce nu face. Dar sintagma catedrale, spitale. S-a făcut catedrala. Și o să vedeți că toți care au contestat vor ajunge să se laude după aceea că avem și noi o catedrală națională care a fost ridicată într-un an centenar. Dar că e nevoie de spitale, clar, e nevoie și de doctor. Și dacă idealul acesta al unui spital municipal trebuie să fie îmbrățișat și sprijinit de toți, eu nu cred că noi să putem cu toți împreună să lăsăm ceva în urma noastră, ceva care va rămâne după noi, ca, nu doar ca o simplă amintire, ci ca o faptă bună. Și nu trebuie să vă fac pledoaria necesității unui spital, dar avem și noi. Și noi suntem cei care vedem suferința și dăm asistență la suferința omului până la moarte, până îl ducem pe ultima fază. Un spital nou. Ce frumos ar fi dacă măcar l-am începe, că o să-l gătăm. La mulți ani tuturor! Să ne permite să ne retragem ca să vă lăsăm să lucrați în pace. Așa, noi vă mulțumim din suflet pentru mesajul de suflet pe care l-ați transmis familiei Consiliului Județean Sibiu, că suntem ca într-o familie și ne străduim să facem lucruri bune aici, să știți. Mi-aș dori ca cu realizarea să venim și noi la un moment dat și să spunem că această familie a dat, familia Bisericii a dat acea catedrală, familia Consiliului Județean Sibiu împreună cu cea municipiului Sibiu va da spitalul județean Sibiu. Mi-aș dori din tot sufletul ca să ne întâlnim într-o ședință și să putem să vă spunem acest lucru, să spunem sibienilor și tuturor acest lucru. Și vreau să vă spun că pentru la anul vă sugerez să măriți numărul de spații pentru fapte bune, pentru că consilierii județeni chiar fac mai mult de 3 fapte bune. Bun, vă dau două agende, l-am și mărit. Ok. Ridicăm la 6. Mulțumim. Da. Să știți că de-abia aștept să mergem să sfințim nou spital. Mulțumim. Și noi.